Suferind din dragoste pentru că iubea vinul roșu, un cercetător francez a descoperit beneficiile resveratorului asupra sistemului cardiovascular. Dar el e vinul roșu de dimineață, așa e, e vinul de-a doua zi cum ar veni, așa înțeleg eu. Fel de cum servim noi zeama de varză, dacă îmi permiți. Da. Omega-3, rezultat din consumul exagerat de pește, i-a ajutat pe nordici să aibă cea mai scăzută rată de infarct. Nu știu dacă remarci, dar notătorul din stânga are părul uscat, dar peștele e în gură, deci cumva nu s-a dus în apă după el, peștele i-a sărit direct în vieță. Nu, asta e un beneficiu al peștelui cu omega. Intri și în câteva secunde ți se usucă părul. Descoperirea coenzimei Q10 a fost o nebunie totală. Substanța asta nu îmi spune nimic bine. Nu are o culoare care să-mi transmită ceva pozitiv și nici privirea lui de dement, dar ăsta, cum se cheamă, odorizantul de toaletă de regulare culoarea asta. Noi am combinat cele trei ingrediente și așa luat naștere CardioSupport, produs revoluționar menit să protejeze sistemul cardiovascular și să mențină inima tânără și sănătoasă. Nu știu, sunt blocat, dar cred că linia melodică mă păcălește. Da. Nu, eu pe mine mă fioare plăcut, da? Melanjul ăsta, adică observ că sunt un fel de patru spoturi într-unul. Știi? Păi da, scuză-mă, dar s-a și creat mult în chimie. În chimia organică vorbesc. CardioSupport. Disponibil doar în farmaciile Catena. Oare de ce nu au fost folosiți aici corifei care reprezintă imaginea acestui brand? Cei patru. Poate ar fi făcut o glumă și se pierdea credibilitatea. Stai puțin că asta e serioasă, tata. Da, trebuie să arăți că ăsta e chiar un produs care îți faci, care îți rezolvă o problemă făcută de niște oameni de știință. Descoperirea coenzimei Q10 a fost o nebunie totală. Băi, după ani de zile în care toată lumea i-a luat la mișto, și-au dat seama că trebuie să facă ceva ca lumea și să încerce și să aibă un pic de autoironie și de aici. Bine. Da, nu știu ce să spun despre reclamă, dar e non-catenat total. Da, păi tocmai de-aia îți propun să ne întoarcem la... Aproape de tine, mereu cu spațiu vorbă bună. Spațiu vorbă bună. Poți să fii fericit cu noi împreună. Cu noi împreună. Rămânem lângă tine, era greu, noi nu vrem decorații. Ce-o fi asta? Aici și mine. Opa! Și-a dat așa. Nu vrem grade sau nu vrem decorații? Cred că e o confuzie mică. Ia mai arată mai de gesturi. Rămânem lângă tine, era greu, noi nu vrem decorații. Da. Nu știu ce vrea să fie, dar după ce am văzut-o pe aia înainte, deja încep să am fiori reci. Pășiră. Catena, o farmacie pentru generații. Da, calitatea sunetului oricum e de apreciat. Adică se vede că de data asta... E clar, mă, un progres. Plus că nu cred că se mai găsesc casete. Mă simt discriminat, îți spun sincer. De ce? Prețuri mici pentru mămici, surprize pentru pitici și tătici, nu știu ce pentru bunici. Nimic. Tătici a scăpat. Pentru tătici, păi pentru trătici e ăla, de te ajută cu omega 3. Prețuri mici pentru mămici, surprize pentru pitici. Reduce mari pentru bunici, toate le găsești aici. Nu știu, mie asta, stilul ăsta așa... Heal the world sau cum se zic. Revelion, să-i spunem simplu revelion. Nu știu, n-ar vrea să vorbesc acum la voi acasă despre chestia asta, dar mie mi-amintește vărătările de 1 decembrie. Da, tată. Adică mă aștept în fiecare moment să apară o doamna Esca, un Andy mai în spate, mai discret, un domnul Dedu, un ceva, niște oameni de ăștia pe care știm și care fac frumos. Ei au făcut chestia asta. S-a pierdut obiceiul ăsta. Dar, s-a pierdut acest obicei. Da. Dar uite că unii nu-l uită, clasicii nu-l uită, vezi? O dovadă că propaganda are totuși șanse de reușită. Are. Dar vezi, de câte ori aici avem Catena și în fața oamenilor și în spatele oamenilor. Cumva, știi, e ca un sandwich, e ca o îmbrățișare, știi? Bravo. Brandul te îmbrățișează, știi? Și când te susține, când e o stea călăuzitoare. Frumos. Frumos ai spus-o pe asta. M-am încălzit. Și spătar și far.